Bună ziua și bine v-am regăsit la ferma Grădina Bio. Facem o filmare cu dolofanii. Sunt cât palma mea de mari. Am dat aici, acum cred că se văd mai bine cum arată. Mai latră și căței pe aici una peste alta. Uite și pe maimuțelele astea. Și pe Danus care mi-a stricat hrănitoarea, a trebuit să stau să-l fac din nou. Luna stă și a liniștit acolo. Dar să revenim pe maimuțoi. Da? Deci avem 4. Acum o să fac ceva, o să pun cumva mâna pe câte 1, 2, 3, 4. Pentru că trebuie să pun aici paie. Greu cu o singură mână să te descurci, este extraordinar de greu. Am vrut să mai bag pov din asta acolo, dar ce mână să bag? Este mult mai leneș. Uite-te la burtă. Cam culoarea roșie și la cer să le bag paie puf aici tot l-au scos cât s-au agitat așa. Și puțină treabă în timp ce sunt cu voi. Să aleg puful ăsta, vai de capul meu. Nu-mi place deloc. Se adună bețe din astea mai mari în el. Și nu mai scrieți comentarii de astea, trebuie să faci așa, trebuie să faci altfel, dă-le porumb. Întâi uită-te la toate episoadele mele, află că stau în București, află că e coronavirus, află că nu există târguri și după aia îmi cer să-mi dai explicații și de astea de oameni care chiar nu cunosc sau chiar își bat joc. Sincer, nu vă înțeleg pe mulți dintre voi. Fă aia, pune-le paie, dă-le nu știu ce. Frate, atâta am, cu atâta pot să fac. Chiar nu știu, e cam răutăcios comentariul ăsta. Îmi cer scuze că l-am spus chiar așa, dar nu așa am vrut să spun. Adică, ideea e, dați-mi soluții, dar soluții care să fie fiabile, nu așa ceva ceea ce nu am cum sau nu pot da sau gen comentarii, domnule, nu mai scoate puraica de atâtea ori ca să umbli la pui. Am scos-o, nu s-a întâmplat nimic, este adevărat, nu trebuie să umbli toată ziua la puișori, dar sunt nevoit să mai fac controlul, să văd ce se întâmplă, să nu cadă vreunul jos, să fie vreo problemă la el, să fie bătut, mușcat de șobolan, de pisică, de mai știu eu ce naiba animal au venit pe aici noaptea, n-am de unde să știu, nu sunt non-stop lângă ei să-i urmăresc. Adică ca să înțelegeți și lucrurile acestea, accept comentarii, dar plauzibile, nu la modul trebuie să faci așa, trebuie să faci, ah, mi-a intrat și de asta în ochi. Da, sper să nu mai fie cazul să-i mai împachetez de săptămâna viitoare. Adică să stea singuri aici la locul lor. Deja au puf pe ei. Asta așa după mărime sigur e mascul. Așa zic eu. Și ăsta ar părea mascul. Bun. Ăsta e mai micuț puțin. În restul sunt mari. Acum, nu știu ce să zic, să se facă mari și sănătoși. Asta așa și pe ei cu puțin aer. O să-i acopăr la final. Păi, ce mi-am făcut cu puful ăsta, mi-am făcut de lucru. Să-i dau ușor la locul lor. Știu că vă uitați acum și vedeți o imagine aiurea, dar n-am cum să țin și camera să și împing asta. Vedeți, i-am dus la locul lor pe toți. Pă, ce m-am umplut de praf, de asta, de puf de asta. Zăpăcea la maximă, ca să zic așa. Ăștia mi-au vărsat apa asta azi noaptea, curs aici. A trebuit să scot hrănitoarea și să o pun la locul ei, să o curăț. Uite, pe ce am mai căzut câteva bombe, n-am reușit să le strâng pe toate. Le strâng acum așa.
Nici nu vreau să mă apuc aici să fac mare curățenie, pentru că nu vreau să, trebuie să mă usem un șpac. Nu merge cu mână, haideți să mergeți. De fapt, pun pauză, nu mergeți cu mine nicăieri, stați puțin. Așa, gata, am revenit. Mă, mizeria asta mergea. Așa, am aruncat-o. Voi sunteți cei mai buni prietenii mei youtuberi. Vă mulțumesc, grație și pe mititica asta, nu prea nu cum să o filmez, să-i vede sexul. Uitați, unul ești afară. Bă, Vasile! Ah. Da, mă acoperi, nu vrea să stea. Să fie sănătos. Zic, opa, nu-mi e loc să ies de aici. Așa. Mi-a coprins și pe șinșila. Foarte greu de prins asta. Nu știu ce face de aici. S-a agățat niște puf de asta de ea, dar mă rog, o să mă ocup eu după aia, după ce termin video. O așteptăm și pe luna asta, fete. V-am zis de treaba aceasta. Sper să aibă mai mulți puiuți. Poate dea Dumnezeu și avem 10 puiuți, să mai scoatem și noi din minusul de la șinșila și să fie toți sănătoși. Pe mulți au că fata e purega câte 18 pui, 15, 16, bine, rar 18, dar am auzit și cazuri de 18, 12, 14, la mine 4, 2. Da, poate la primele fătări așa o fi, nu știu să zic mai multe. Încă o dată mulțumesc tuturor youtuberilor care sunt aproape de canalul meu și care mă susțin și care vor să facem lucruri interesante pe canal și îmi dau idei constructive. Sunt împotriva ideilor, v-am zis, absurde și care nu țin cont de realitate. Deci, clar, țineți cont de faptul că eu sunt în București, chiar dacă sunt mai la marginea Bucureștiului, nu am cum să ies din oraș, nu am cum să cumpăr, alimentele sunt foarte scumpe în perioada asta și nici nu pot risca o amendă pe faptul de a pleca pur și simplu din București și să ajung în altă localitate să iau mâncare. Deci eu nu sunt la țară, nu am aceste lucruri la țară, nu am grâu, nu am porumb, nu am floarea soarelui, eu tot ce vedeți voi pe aici cumpăr. Nu am nimic din decât acest fân de aici de la mine, rest tot a fost cumpărat. Am mai dat pâine. Așa, cred că de la apa asta de aici s-a cam au vărsat ăștia, am pus pietrele astea să nu mai fie nevoie. Că au locuit pe aici să bea apă. Sunt și micuți. Mă rog, cam aceasta a fost filmarea de la ferma din avion, de la iepuraș, coconaș. I-ați văzut, s-au mărit. Îi așteptam să facă și mai mari. Nu mai ducem așa să vedem ce fac. Se mișcă pe acolo, se gita. Trebuie să vină să o bag și pe mama lor la ei. Le mulțumesc tuturor care mi-au dat sfaturi, mai repet. Vă mai aștept pe canal cu noi și noi surprize. Adică o așteptăm pe luna să ne facă ea surprize în perioada asta. Cam atât momentan de la iepuraș, așa cum am zis și mai devreme, mă repet. Surpriza ați văzut-o, că sunt puiuții în regulă. Încă o dată vă dorez o zi mai mult decât excelentă, să aveți parte de sărbători frumoase alături de familie, de cei dragi și unde vă găsiți voi în momentul acesta. Vă mulțumesc, strănută. Văzut cum strănută? Da. Mai facem așa un tur la cei mici să-i vedeți. Mă rog, e unul pe aici care se mișcă. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă urez ca de obicei o zi excelentă și ne vedem la un nou episod la Ferma Grădina Bio.
La revedere, dragi youtuberi!